Două autoturisme au fost vandalizate de un bărbat. Duminică, în jurul orei 8:30, polițiștii secției Beltiug au fost sesizați prin apelul de urgență 112 de către o localnică din Gelu despre faptul că în timpul nopții două mașini care aparțin soțului ei au fost distruse. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a distrus oglinzile retrovizoare, ștergătoarele de parbriz, anvelopele și antenele radio ale mașinilor. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de distrugere, bănuitul fiind cercetat în stare de libertate.